domnul Iordănescu, o să rog să fac un rezumat al partidei, după care vă stă la discuție. Ok, bună seara. O seară bună și importantă pentru noi, pentru că aveam nevoie de puncte. Am venit după ele. N-a fost ușor, nu mă așteptam să fie ușor. Am întâlnit un adversar foarte motivat, cu calitate, atenție, sunt jucători cu calitate și eu spun că această echipă va crește cu un antrenor care are nevoie de susținere și am văzut cu are și sunt sigur că va aduce lucruri frumoase pentru echipă. Ne așteptam la un joc greu, pe un teren, din păcate, pentru acest stadion și pentru tot ce reprezintă Craiova fotbalistică, execrabil, un teren catastrofal. Ați văzut și dumneavoastră, greu să construiești, să joci. Cu toate astea, nu caut scuze, noi ne-am câștigat jocul, ne-am îndeplinit obiectivul. E adevărat că mi-aș fi dorit cu un pic mai mult fotbal, cu mai multă circulație a minge, dar așa se câștigă jocurile uneori, așa se aduc punctele și avem exemple în competiția noastră din trecut că așa se câștigă și campionat. E al doilea joc fără gol primit, sunt 6 puncte în ultimele două etape. Veneam după un rezultat și un joc categoric acasă împotriva lui Dinamo și am avut și această teamă, e mult spus, dar am avut această reținere puțin pentru că e greu să te cobori rapid cu picioarele pe pământ să te reechilibrezi după un astfel de moment. Și ca exemple și concluzionez, luați CFR-ul, ne-a bătut pe noi cu 4-1, pe care s-a dus și a pierdut 1-0 fără gol marcat. Luați Farul, a bătut 5-0 acasă, a ieșit la Chindia, astăzi a pierdut 2-0 fără gol marcat. Am bifat o etapă importantă cu 3 puncte. Felicu, important jocul sau important cele 3 puncte? Jocul sunt pentru dumneavoastră, pentru cronicar, pentru mine sunt importante punctele. Dacă vin și pun un fond de joc bun, sunt cu atât mai mulțumit, dar punctele ți aduc poziție în clasament, punctele ți aduc trofee și le-am luat. Cum am spus, într-o deplasare grea. Felicit echipa pentru că chiar dacă au fost lucruri tehnic, o tactice care nu m-au mulțumit, echipa a dorit și a muncit. E un rezultat muncit, cu un joc de uzură în multe momente. Totuși a venit pe un fond de cu un penalti care, din punctul meu de vedere, de necontestat, dar să fim sinceri, n-am mai avut 2-3 situații în care puteam să marcăm. De partea cealaltă, Craiova, cu tot respectul, nu a avut ocazie cu adevărat care să ne creeze probleme, să ne pună în dificultate. Începe FCSB-ul să joace așa cum dorești tu? A jucat cu Dinamo, a jucat la rezultat azi și l-a obținut. Am fost activ și noi pe margine, am văzut că pregăteam să mutăm ofensiv, a venit golul, după care am schimbat un pic planurile și am securizat rezultatul. Mergem acasă cu 3 puncte și avem acum 2 zile și jumătate să pregătim meciul de cupă, care este și el pentru noi un extrem de important. Destul de greu să deschideți această echipă a Craiovei strânsă pe două linii. Da, un antrenor care lucra mult timp în Italia, așezați, organizați, ne-au întâlnit pe noi și sunt sigur că au avut și dorință foarte mare cu un public care, nu foarte numeros, dar activ, prezent, lucruri la care ne-am așteptat, le-am anticipat și s-au întâmplat. Pe cine remarcați din echipa dumneavoastră? Echipa. N-aș putea să spun că am ieșit foarte mult în evidență, cu un plus pentru Vali Crețu, cu o demarcare foarte bună, cu Oli, care un asist foarte bun la momentul respectiv, Claudiu, care a băgat-o în poartă, sunt jucători care au ieșit la rampă, dar așa în economia jocului nu vreau să fac aprecieri personale, pentru că nici n-am ieșit foarte mult individual în evidență și nici nu-i stilul meu. Pe Bulescu l-ai băgat destul de târziu, în momentul 7-7. Da, e bine că decid eu când fac schimbările, așa că îl bag când doresc. E un jucător foarte valoros care trebuie cucerit, câștigat, cucerit mental, câștigat fizic și ne va ajuta, cu siguranță. E un jucător cu multă maturitate, un jucător cu mult talent, răsfățat în trecut, acum împuns de la spate de mine de câte ori e nevoie. Ai în echipă jucători șmecher? Nu știu de ce. Pentru că Crețu la penalti a spus că N-a fost cea mai înțeleaptă apreciere a lui, pentru că e un penalti clar de necontestat și nu cred că a trebuit să fie șmecher să se împiedice singur, a împiedicat adversarul. Dacă el a făcut ceva bun, a fost o demarcare în profunzime foarte bună în spatele liniei de fund și asta a provocat faultul cu fundașul Craiovei, care în disperare de cauză a încercat să salveze situația. Știi că arbitru asistent care a dat penalti pentru voi e din Pitești? Nu, i-am văzut buletinul. Ce importanță are? E din Pitești, dar a ridicat și trebuie apreciat pentru că a văzut o situație clară, până la urmă, de penalti, dar dacă nu intervenea, nu e frică că nu-l primea și era o nedreptate. Cum îți pare echipa lui Adrian Mutu?
Eu cred că au potențial și poate să crească. Nu vreau să vorbesc foarte mult de adversar, dar mi se pare că e o echipă care poate să crească cu răbdare, cu muncă. E o nouă promovată, sunt câțiva jucători foarte interesanți și, cum am spus, cu un antrenor care sunt sigur că știe ce are de făcut. Sunteți favorită la titlu? Prin aceste legați două victorii? Până acum eram pe locul 7, acum eu pot să vorbesc despre mat. Eram pe locul 7 înainte de joc. Cred că v-am demonstrat în timp că am echilibru și maturitatea necesară să nu mă exprim în funcție de un rezultat sau de un moment. Eram departe de locurile fruntașe, dar abia am urcat și noi spre play-off. Sunt multe etape de parcurs până când să ajungem să vorbim despre titlu și trebuie să ne maturizăm și să ne ridicăm nivelul jocului, să fim constanți de la joc la joc. Da? Seară bună, domnilor, și baftă!